Iar în fața acestor cifre îngrijorătoare, o problemă detectată de medicii români este tendința unor pacienți infectați cu virusul SARS-CoV-2 să ignore semnele de boală și să nege simptomele. Aceștia își continuă activitatea fără să recunoască vreodată că ar putea fi infectați cu acest virus, îngreunând astfel activitatea din unitățile medicale. Și discutăm despre acest subiect chiar acum cu psihologul Lorena Diaconescu. Bună seara și mulțumesc pentru intervenție! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Care sunt motivele care stau la baza acestui comportament? Din păcate pot să confirm și eu că așa se întâmplă. Foarte multe persoane în primă fază neagă posibilitatea de a se fi infectat cu coronavirus. Pe principiul mie nu mi se poate întâmpla, foarte mulți consideră că nu au cum să treacă prin această experiență. Pe de altă parte, sunt persoane care spun, ok, am niște simptome, dar sunt de simplă răceală, poate că nu este coronavirus. Însă dacă ar fi foarte obiectiv și foarte în contact cu situația prezentă, ar înțelege că fiecare simptom care apare ar trebui să fie nu neapărat un semnal de alarmă, dar un semnal cert că trebuie să se ia măsuri și că trebuie să meargă să consulte un medic. Acum este adevărat că în momentul în care depistăm mai devreme problema, avem șanse mai mari să o rezolvăm mai ușor decât să lăsăm să se agraveze. Însă marea majoritate își doresc să nu treacă prin situația aceasta și atunci primul lucru este să nege, efectiv să nu se împace personal cu ideea de a se fi infectat. Este până la urmă o reacție oarecum firească, numai că ar trebui să fim un pic mai... cerebrali și să luăm măsuri de la primul semn. Ne afectează pe parte psihică cumva această lipsă a vieții sociale? Categoric, toate aceste schimbări prin care trecem în ultima perioadă ne afectează. În al doilea rând este vorba de o perioadă care s-a prelungit și acum în loc să vedem că situația s-a reglat, vedem că din contră este un pic mai rău și că avem de așteptat încă o perioadă destul de lungă până să depășim această etapă a pandemiei, însă cu siguranță că o să treacă la un moment dat. Important este să înțelegem ce avem de făcut ca să ne păstrăm echilibrul și să încercăm să rămânem sănătoși până când o să treacă cu totul. Și ce avem de făcut? Ce ne recomandați în această perioadă? Din punctul meu de vedere, aș spune că e important să încercăm să rămânem echilibrați, să acceptăm faptul că există posibilitatea de a ne infecta și la primul semn, la cel mai mic semn, ar trebui să consultăm medicul și să luăm măsuri și în al doilea rând să încercăm să respectăm niște ore de timp liber sau de activități relaxante care să ne ajute să ne păstrăm o stare optimă și să nu ajungem în depresie sau să nu lăsăm să ne crească nivelul de anxietate.